Potrivit noii legislații, începând din aprilie, autoturismele înmatriculate în alte state vor putea fi supuse la cerere unei inspecții tehnice periodice în România. Până în prezent, legislația statului nostru nu permite acest fapt. În perioada de utilizare a vehiculelor este posibilă expirarea inspecției tehnice periodice acordată în statul de înmatriculare. Efectuarea inspecției tehnice periodice în statul de înmatriculare este uneori dificilă din cauza distanțelor ce trebuie parcurse și a imposibilității circulației cu respectivul autovehicul. Se arată și în motivarea guvernului. Schimbarea a survenit tot tocmai la fix, având în vedere că de anul acesta autoritățile bulgare au năsprit regulile privind ITP-ul. Până anul trecut, constanțenii cu mașini cu numere de Bulgaria puteau să călătorească în statul vecin doar cu actele în buzunar, fără mașină, pentru înnoirea inspecției tehnice periodice. Începând din ianuarie 2012, bulgarii nu mai permit acest lucru.